lasă, Doamne, ca și roua dimineața, lasă, Doamne, cine în lume a plecat mai, lasă, Doamne, sfârșit a venit momentul în care Paula Seling a ajuns în studioul nostru, după ce am tot vorbit ba pe online, ba ne-am văzut într-un alt context, mi-amintesc acum de Festivalul Mărțișor la Palatul Național, dar, ca să nu vorbesc eu foarte mult, de ce aș vorbi când este Paula Seling lângă mine? Bună, bună, dragă bine Paula! Bine te-am găsit din toată inima, bine v-am găsit pe toți, mă bucur să fiu în seara asta cu voi, mă bucur să fiu de ceva zile cu voi aici la Chișinău, pentru că sunt în pline repetiții pentru spectacolul ce urmează să se desfășoare aici pe data de 3 noiembrie. Este spectacol jubiliar, aniversez 25 de ani de carieră. Nu știu când a trecut, dacă mă întrebați, habar nu am. Știu doar că fiecare eveniment l-am tratat cu toată dragostea de care am fost eu în stare ca artist. Și acum, în acest moment de sfert de secol, mi s-a părut cel mai potrivit să aniversez aici, la Chișinău, pe scena Palatului Național. M-am bucurat foarte mult să văd că domnul director Andrei Locoman, când i-am spus că mi-ar plăcea să se ocupe de această aniversare a mea, a spus da. Lucrul ăsta s-a întâmplat la începutul anului. De la începutul anului tot planificăm și plănuim și vorbim și facem în așa fel încât să vă oferim un spectacol de excepție. Sunt trei orchestre, este Camerata, Vestita Camerată din Chișinău,
cu domnul Rotaru, ce va fi pe scenă, marele Nicolae Botgros alături de orchestra sa Lăutarii, Angry Band va fi tot pe scenă și este o desfășurare uluitoare de forțe, care pe mine m-a secat de energie, pentru că toată lumea este atât de dornică să iasă totul bine. Repetăm de la ora 2 și era cât pe ce să întârziem. Îmi cer scuze că v-am dat palpitații, dar este foarte important pentru noi ca totul să iasă perfect. Așa că repetăm. Cum sunt repetițiile acestea, Paula? Ce se întâmplă acolo, pe scenă, în culise? E o nebunie? O bucurie a muzicii, e o nebunie, da. Toată lumea își dorește ca acest eveniment să iasă perfect. S-a lucrat la producția audio. Alexandru Gorgos este cel care s-a ocupat de producția muzicală. Doamna Frunsache este cea care face regia. Este o desfășurare mare de forțe. Oamenii din echipa mea, Dumitru Neagu, este Codruța, cu toții sunt cu pumnii strânși ca totul să iasă foarte bine. Așa că vă invit de la ora 18 seara la Palatul Național, numai mâine, nu-i poi mâine, și o să fie data de 3 noiembrie când vă aștept pe toți. Eu am foarte mari emoții, să știi, ca și cum aș debuta acum. Asta este inexplicabil. Știu, la atâția ani de scenă, de fiecare dată când urc pe scenă și cu atât mai mult într-un eveniment grandios ca acesta, eu mă simt ca un mic începător care, nu știu, își dorește ca totul să fie perfect. Am mari emoții și sper ca publicul să le simtă atât de puternice cum l-am adunat în cei 25 de ani de carieră. Paula, așa cum spune-ne, explică-ne cum a fost procesul de selecție pentru piesele pe care le vei interpreta. Eu îmi imaginez că a fost foarte dificil. 25 de ani să-i comprim într-un concert aniversar de două ore jumătate? Să fie un concert foarte plin, pentru că am ales, da, 2 ore jumate, pentru că am ales dincolo de piesele ce m-au adus în sufletele voastre, gen hiturile binecunoscute, Noapte caldă, Planina lui Marte, Timpul. Dincolo de aceste piese am mai ales și câteva perle ale muzicii internaționale care au căpătat haină românească prin versurile uluitoare ale Vicăi Demici, spre exemplu Neuitare. Neuitare este o piesă vestită din filmul Lista lui Schindler, coloana sonoră scrisă de John Williams. Dacă mai există ceva mai frumos, nu știu, ca o coloană sonoră a unui film, Lista lui Schindler este atinge apogeul și n-am putut să nu cuprind în acest spectacol, mai ales că Vica și-a pus maestria în slujba acestui cântec și a scris Neuitare. De altfel, Neuitare a fost titlul unui alt spectacol pe care l-am susținut cu lansare de videoclip cu același nume, la Iași, cu ocazia comemorării victimelor pogromului de la Iași. Și am vrut neapărat ca acest cântec să fie în spectacol. Veți mai vedea Love Story, tot cu versurile Vicăi Demici. Veți vedea valsul numărul 2, ce pe mine m-a urmărit de-a lungul timpului. Tot timpul unde mergeam se cânta și spuneam, iată, ăsta este un cântec pe care trebuie să-l cânt și nu există decât instrumental. Așa că am scris versurile sale și se numește Dor în destin. Am spus de Love Story? Da. Am spus de Love Story. Se numește, bineînțeles, Poveste de iubire. După care mai sunt, bineînțeles, nu puteam să las pe din afară vestitul vals al lui Eugen Doga din filmul Dulcea și Tandra mea fiară, într-o haină cu totul și cu totul specială. Veți vedea despre ce vorbesc, pentru că cele trei orchestre vor face să plutim cu toții pe acest cântec. Și multe altele. Wow. Și am surprins neapărat și partea aceasta quiz folcloric. Avem și o parte de folclor. Bineînțeles, maestru Botgros este extrem de încântat să cântăm împreună aceste piese. Și am niște invitați foarte speciali.
Din vrei România? Să-ți spun? Da, eu am văzut afișul. Am să încep cu cei de aici, din Republica Moldova. Am să-l spun pe Vladimir Fotescu, alături de care voi face o variantă foarte faină a piesei Fetițe Dulci din București, pentru că el vorbește despre fetele din București, eu vorbesc despre băieții din Chișinău. Vai. O să vedeți despre ce e vorba. Mai este, bineînțeles, Ion Paladi, alături de care eu în această iarnă am colindat așa... Serios! Serios! Va fi Monica Angel, o voce pe care o divinizez, Marcel Pavel, o voce pe care o admir, ambii sunt prieteni foarte buni și colegi de scenă deja de foarte mult timp. Bineînțeles, Ionuț Fulea și prietena mea, Ami, despre care pot să vă spun că a debutat pe scenele mari alături de mine, pentru că a cântat alături de mine în backing foarte mulți ani, inclusiv la Eurovision în anul 2010. Ca să nu mai vorbesc despre Pașa Parfenie, care va fi pe scenă și alături de care voi cânta un cântec foarte frumos scris de Andrei Tudor. Prima oară, eu știu că el a câștigat locul întâi la Mamaia în anul 2009 cu acest cântec și eu l-am ascultat atunci prima oară, mi s-a părut uluitor și am să-l cânt cu el tocmai pentru că mi-a plăcut extrem de mult cum a cântat acest cântec. Așa că iată, v-am spus o foarte mare parte din surprize, trebuie să fiți acolo pentru că se muncește extrem de mult și cu toată dragostea, pentru că această colaborare între mine și echipele profesioniste din Republica Moldova mie mi-au adus extrem de multă satisfacție muzicală și artistică, pentru că am descoperit aici echipe extraordinar de talentate. Dacă începem cu trilogia Dorului pe care v-am oferit-o, din care ați văzut Lasă Doamne Dor, ei bine, aici am lucrat cu Oleg Oz, producția a fost făcută de prietenul meu bun Dumitru Neagu, am mai lucrat cu la Neuitare, spre exemplu, cu Oleg Butnaru, care a făcut-o un clip revoluționar ce surprinde acea filă de istorie a pogromului de la Iași. Am lucrat cu Alexandru Gorgos, care de ceva timp lucrează toate producțiile muzicale și care a reușit să descopere și alte valențe ale vocii mele, pentru care îi mulțumesc. Am lucrat cu alte echipe, nu știu dacă am voie să spun nume de... Case de producție, da. Cred că mai puțin. Mai Paola, puțin. Mai puțin. Dar știi ce vreau să zic? Te rog. Eu nu știu cine... Adică mi se pare că noi cu noi nu lucrăm atât de mult și noi pe noi nu știm să ne apreciem. Așa cum o faci tu. Tu întotdeauna ești atât de deschisă și atât de dornică în a vorbi despre câți oameni talentele voastre. Da, despre asta zic. Eu admir... Eu prima oară am intrat în contact cu muzica din Republica Moldova când vestita trupă Millennium a câștigat inimile românilor cu Fata Sihastră. Ascultam piesa aceea de 100.000 de ori la toate radiourile și mi se părea de fiecare dată extraordinar de frumoasă și de valoroasă. Așa că eu de atunci admir școala voastră, școala muzicală. Am avut parte doar de colaborări uluitoare cu artiști, de exemplu, inclusiv cu frații Cazanoi am lucrat, care tot au studiat aici, în Chișinău, și sunteți foarte buni profesioniști. Tu ești o... Ce să fac? Adevărată ambasadoare. Ești o ambasadoare a talentelor din Republica Moldova. Mă bucur să mă numești așa, să știi că voi susține talentele din Republica Moldova mereu, peste tot pe unde merg, pentru că chiar merită. Știu că îți place și mâncarea la noi. Vai, lasă-mă! Și aseară a fost greu. Am gustat din tot ce se poate gusta și se mănâncă foarte gustos. Prea gustos la voi. Nu știu, trebuie să faceți ceva. E prea de tot, nu? E prea de tot. Da. Paola, azi e ziua mondială a veganismului. Așa. Noi știm că tu ai acest stil de alimentație, da. De mai mulți ani. Reușești să păstrezi acest stil de alimentație și în timpul călătoriilor și în timpul deplasărilor? Bineînțeles, nu mănânc niciun fel de produs de origine animală. De niciun fel, nici carne, nici ouă, nici brânză, nici lapte. Și este un stil de viață care mi se potrivește. Chiar mi se potrivește.
știm că și gătești și te-am mai întrebat și toată lumea te întreabă. Noi am pregătit și niște imagini ca să le reamintim celor care ne urmăresc acum. Paula și gătește în bucătărie și sursele de inspirație, Paula, care sunt? De pe net sau le și inventezi? Unele le combin, să știți că niciuna dintre rețetele astea nu sunt 100% luate din altă parte, ci fiecare rețete i-am adus ceva nou. Am căutat, știi când mult timp nu ai apucat să, adică nu ai mai reușit să mănânci brânză și uneori ți se face poftă de așa ceva, încerci să găsești rețete care să se apropie. De exemplu, o brânză de caju pe care am făcut-o acasă este extraordinar de apropiată de gustul de brânză pe care îl știam când eram copil. Se înmoaie caju, se lasă la înmuiat minim 8 ore, după care se dă prin mixer, se pune un pic de ceapă verde, se condimentează cu sare, cu un pic de piper, cu nu știu ce vrei tu să conțină și este exact ca un fel de pastă de brânză cu verdeață. Verdeață, exact. Așa că am făcut o pizza din linte, cu blatul din linte, care este hiperproteică și te ajută să fii în formă. Icre din chia, în care pui smântână din caju și se face o bunătate de stămâța în coadă, cum se zice la noi. Da. Sunt tot felul de variante vegane ale sau sarmalele pe care le faci și mama îmi face niște sarmale foarte bune cu ciuperci și soia. Dar prostioare mai mănânci câteodată? Mai, da, din păcate, pentru că eu, circulând foarte mult cu mașina între concerte, se întâmplă uneori să nu mai ai ce să faci și trebuie să mai iei niște pâinici, niște pronțănici, niște nenorociri din astea, pentru că, din păcate, nu în toate locurile găsești produse vegane, nu în toate benzinăriile și atunci uneori ești nevoit să mănânci și prostioare, da. Uh-huh. Dar mereu spun că după, în ianuarie, când se opresc concertele, îmi reintru în stilul meu de viață cu multe salate și multe lucruri pe care, care să facă bine. Of, mi s-a făcut și mie foame. No. Paula, eu voiam să mai spun, să mai vorbim puțin despre muzică. Voiam să spun ceva și să te și întreb. Această responsabilitate pe care o ai, această atenție față de detalii, față de oamenii din jur, disciplina asta, de unde vine? Este cultivată din copilărie sau e pur și simplu ceva nativ? Așa simți să faci? Cred că are legătură cu felul în care am copilărit. Eu studiez pianul de la 6 ani și dacă nu aveai cum să fii organizat și foarte riguros în ceea ce privește programul tău de studiu, nu aveai cum să faci tot ceea ce ai de făcut, pentru că gândiți-vă că terminam școala la ora 2 și până la 4 aveam cor. La 4 plecam acasă, la 4 jumate ajungeam acasă, până mâncam se făcea 5 și atunci trebuia să încep să-mi fac temele, să și studiez și era așa o grabă și eu fiind fiică de profesor de matematică, mama ținea foarte mult ca eu să fiu bună la toate. Și atunci încercam din răsputeri să păstrez ștacheta sus, da, și să îi fac pe părinții mei mândri de mine și trebuia să învăț la toate și îmi terminam temele pe la 11-12 noaptea după ce studiam, pentru că în fiecare zi trebuia să studiez o oră, două minim și în preajma examenelor poate chiar 4-5 ore pe zi. Nu era ușor, dar m-am obișnuit să îmi știu exact de cât timp am nevoie să fac asta, să fac asta, să fac asta. Știu că, de exemplu, pentru a aprofunda o partitură îmi trebuie câteva săptămâni. Știu că trebuie să încep din timp să învăț un text ca el să se asimileze. Sunt niște reguli pe care le-am învățat și care m-au ajutat și când am crescut să cumva să mă dăruiesc scenei la cel mai înalt nivel de care sunt eu în stare. Apropo de timp, Paula, mi-ai dat așa mingea în curtea mea. Noi am găsit videoclipul pentru piesa Timpul, care este una foarte cunoscută și videoclipul a apărut acum cât? 15 ani? Mai mult de 2003. 5? 2003. Deci 9 ani.
Wow! Ia, uite, noi am vrut tare mult să... Nu știu dacă te surprindem, cred că nu, când tu știi clipul, dar ce simți, iată, când te revezi? Parcă așa a fost ieri. Nu-mi dau seama, spuneam și la începutul emisiunii, nu-mi dau seama cum a trecut timpul. A trecut, sper eu, cu folos. Am învățat să accept cine sunt, fără să încerc să-mi găsesc alte feluri de a fi. Adică am învățat că această căutare pe care probabil cu toții o avem nu este cumva un scop în sine, ci scopul în sine este de a fi fericit prin ceea ce faci. Și asta mi-a luat destul de mult timp să învăț. Arăți la fel. Ești pur drăguță. Și simplu arăți la fel. Nu s-a schimbat absolut nimic, Paula. Ești o drăguță, mulțumesc. Asta zice toată lumea. Și e purul adevăr. Mulțumesc. Hai să revenim, să închidem cutiuța cu amintiri și să revenim în prezent și să mai povestim despre acest concert. 3 noiembrie, ora 18. Vă aștept pe toți, va fi o seară magică, va fi o seară plină de istorie, istoria mea și istoria probabil multora dintre voi, pentru că cel mai mult îmi place când cineva vine la mine și îmi spune: Paula, tu știi că muzica ta a fost coloană sonoră din viața noastră? Am avut primul sărut în timp ce ascultam Ploaianul în luna lui Marte, sau m-am căsătorit, Valsul Mirilor a fost pe o piesă de-a ta. Mai nou, așa mi se spune, datorită valsului maestrului Eugen Doga, pe care am început să-l cânt, și foarte mulți dintre cei care vor să-și danseze drumul spre viața împreună, o fac începând cu valsul lui maestrului Eugen Doga, Dulcea și tandra mea fiară. E tare frumos să vezi că ai făcut parte din viețile atâtor oameni și sper din suflet, cât mai mult să se întâmple. Asta voiam să te întreb. Următorii 25 de ani, cum vor fi? Oare? Dumnezeu știe. Dacă e ceva ce am învățat clar, a fost să nu-mi fac planuri, pentru că Dumnezeu știe mult mai bine ce e bine pentru tine. Așa că stau cu minte și mă rog să fie bine, așa cum spune și cântecul Promit. Îmi doresc foarte mult să fiu sănătoasă și să pot să ofer tot ceea ce sunt în continuare pe scenă. Mi se pare atât de frumos că ai ales Chișinăul pentru acest concert aniversar, Paula. Asta chiar demonstrează că ești foarte atașată de publicul de la noi. Mă întreb dacă urmează o asemenea aniversare, o asemenea sărbătoare și în România? Noi am plănuit asta, chiar ne doream să fie în această toamnă, însă din cauza programului încărcat nu am reușit să facem asta, însă plănuim să facem asta în primăvară. Vă vom ține la curent și poate dați o fugă la București, un city break, și ne vedem și la București cu aceeași producție. Ar fi tare, tare frumos. Și pentru că noi am difuzat mai devreme, la începutul dialogului nostru, unul dintre videoclipurile trilogiei Dorului, cumva, e o trilogie. Da, de exact așa se și numește. Am mai auzit ce mi-a povestit Paula, că cu această ocazie ai început să ai mai multă coreografie. Sau da, ai dansat un pic mai mult. Da, dacă mă vedeți, la toată lumea are un dor. Sunt chiar neașteptat de fâșneață. Și asta datorită lui Dumitru Neagu, care a stat cu mine și mi-a arătat cum să fac. Bine, eu în urmă cu mulți ani, mai precis în anul 2011, am participat la vestitul concurs Dansez pentru tine, în care am intrat pregătită să ies a doua ediție, pentru că eram convinsă că am grația unui sac de cartofi. Timpul a demonstrat că nu e chiar așa. Am stat și am studiat câte 8 ore pe zi și a fost destul de solicitant pentru cineva. Spunea antrenorul nostru că să faci 8 ore de sport pe zi, deja intri în categoria profesioniști, asta din punct de vedere al solicitării, nu știu, încheieturilor, ligamentelor și așa mai departe, a musculaturii. A fost foarte greu, dar am ajuns până în semifinală, unde am părăsit competiția. Era de așteptat, chiar dacă am dansat foarte bine. Am avut și un dans la bară, dacă vă puteți închipui. A fost probă de concurs. Da, Dumitru Neagu, am dansat la bară, în cazul în care nu știai.
Da, și a fost foarte amuzant. A fost foarte greu, dar foarte amuzant. Așa că în Trilogia Dorului fac o coreografie alături de fetele frumoasele, care sunt evident tot din Chișinău, și care au fost foarte drăguțe cu mine și au avut răbdare să știe că eu nu sunt dansatoare, ci eu sunt cântăreață, și a fost frumos. La filmări ne-am distrat, ne-am simțit foarte bine. O să caut pe YouTube să văd dacă eu m-am uitat la Dansez pentru tine așa, o să caut să văd dansul la bară, la bară, care o să-ți Paula. Placă. Paula, mulțumim din suflet pentru că te-ai rupt de repetiții. A fost o plăcere. Ai revenit la noi. Tu ai așa o energie foarte pozitivă. Îți mulțumesc că mi-o dai și îți mulțumesc că o trimiți publicului, care sunt convinsă că te iubește. Noi îți mulțumim foarte mult, Paula. Te mai așteptăm. Doamne ajută! Doamne ajută! Așa să fie. Doamne ajută! Și să ne mai vedem. Mulțumim frumos! Ei, uitați așa.